Buonasera, voi prezenta acum ultimul laptop pe care l-am achiziționat în vederea utilizării în diagnoza auto. Fără a avea pretenția că epuizez toate detaliile și fac o prezentare amănunțită aceasta ea, voi nuanța câteva aspecte care m-au făcut să optez pentru acesta. Este achiziționat dintr-o rețea de magazine la un preț de 1100 de lei, un preț bun, să spunem. Este vorba despre Lenovo V110. IAP. Aceste marca. Mai întâi, așa cum remarcați, acest nou laptop este slim. Acest lucru face ca să lipsească unitatea optică. Ea este acoperită aici de o fereastră oarbă. Dar acest lucru nu este un impediment foarte mare, se compensează foarte ușor cu o unitate optică externă. Un alt aspect care aș vrea să vi-l prezint este faptul că acest laptop este dotat cu două porturi USB. USB 3.0 și USB 2.0. Acesta este un lucru destul de neplăcut, deoarece eu personal nu lucrez cu touchpad-ul, prefer să lucrez cu mouse-ul și unul din porturi îmi stă în permanență ocupat de adaptorul pentru mouse-ul optic. Bineînțeles că se poate adapta un hub. O altă particularitate acestui laptop este mufa de alimentare pe care cei de la Lenovo au înlocuit-o. Era o mufă circulară, au pus o mufă care în prezent seamănă cu o mufă USB, dar au luat măsura de protecție în așa fel încât nu poate fi pus accidental în portul USB. Ca dotare, laptopul mai are un lector de SD card și cam atât. Este destul de simplu. Am optat totuși pentru el pentru faptul că are hardul de 1 tera. Această capacitatea este necesară deoarece în prezent bazele de date au capacități, sunt de capacitate foarte mari, de mărimi foarte mari. Aș enumera ETCA, care are 60 giga, ETUS-ul de la Ford, TIS-ul de la Opel și în momentul în care le instalăm, putem risca să rămânem fără spațiu pe hard. De asemenea, aceste capacități mari sunt necesare inclusiv pentru programele de tuning, pentru a păstra bazele de date, pentru a păstra software-urile originale. Deși pare o capacitate enormă, aceasta se epuizează destul de repede. De multe ori suplimentăm această capacitate folosind un hard disk extern. Acesta are 1,5 tera și este aproape plin.
mare undeva la 200 de mega free. Am fost întrebat de ce am optat pentru dimensiunea ecranului atât de mare. În momentul în care consultăm scheme din Autodata, Vivid sau din Etis, un ecran mic, chiar dacă dăm zoom pe imaginea respectivă, nu ne va permite să vedem toate detaliile necesare. Laptopul a venit cu FreeDOS-ul preinstalat și a fost o adevărată fantezie să instalez Windows-ul 10. Într-adevăr, sunt pe YouTube o mulțime de tutoriale, dar de la teorie la practică este o diferență foarte mare. Ca idee, deci se instalează de pe, se poate instala de pe un USB special formatat. Acesta, deci acest USB se downloadează pe site-ul oficial Windows 10, se trece în format ISO, cu Rufus formatăm stick-ul USB, se folosește doar formatul NTFS, nu putem folosi alt format. Orice încercare de instalare a unui alt sistem de operare s-a dovedit eșuată. Practic nu recunoaște decât Windows 10 64. Odată instalat acesta, putem trece ușor la instalarea unui alt sistem de operare, gen Windows 7. Problema este că nu vom găsi drivere. Nu vom găsi driverele necesare device-ului din componența laptopului. Partea plăcută, deși m-am chinuit cu instalarea Windows-ului, a fost că odată instalat la prima conectare, pe net, și a downloadat automat toate driverele. Îmi pare rău că nu se vede, nu pot filma la o rezoluție mai bună. Ar fi fost preferabil să filmez pe screen, dar deci vedeți, acesta este Windows 10 licențiat, iar device manager, toate device-urile au alocate drive-urile respective fără a fi problem. Am fost inițial reticent la instala Windows 10, dar am fost plăcut impresionat ulterior de faptul că permite ca foarte multe programe să lucreze setând compatibilitatea. De fapt, și ultimele tutoriale au fost făcute cu folosind acest laptop.
permite foarte, adăugarea foarte multor device-uri media. Bateria ține în jur de 4 ore și jumătate folosită normal. În diagnoză scade datorită consumului. Scade undeva pe la 2 ore. Dar la o utilizare normală ține 4 ore și jumătate. Pentru cei care doresc să-și achiziționeze un asemenea device, un asemenea laptop, le atrag atenția asupra faptului că el se conectează automat în momentul în care găsește rețeaua, o rețea Wi-Fi. Aceasta poate crea neplăceri în momentul în care folosim case, tag sau alte scule care VCDS-ul, care găsim conexiunea la net, se vor deteriora datorită faptului că sunt trecute pe blacklist. Sper că vă este de ajutor acest tutorial în decizia de a achiziționa un laptop în activitatea dumneavoastră. Țin să anunț că țin să remarc faptul că niciodată nu ne vom limita doar la un singur laptop. Nu există un laptop cel mai bun, pentru că sunt device-uri de diagnoză, așa cum este BMW.com, care folosește Windows 7 pe 64 de bit specific acestea și lucrează, deci Windows nativ nu poate fi pus în compatibilitate. De asemenea, este Starul, care funcționează pe XP. De aceea este necesar să avem mai multe laptopuri pe care putem, pe care să putem pune sisteme de operare din asta. Sper că această mică prezentare v-a fost vă este de ajutor în decizia dumneavoastră. Vă mulțumesc, o seară bună!